Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie numele Domnului! Frați și surori, suntem la cea de-a 10-a și ultima lecție din tematica Înțelepciune pentru înțelepți, mântuirea înțeleptului. După ce am parcurs la rând modul în care omul care are o brumă de înțelepciune, omul dăruit de Dumnezeu cu minte, poate fi educat, felul în care el va vorbi apoi, limbajul omului înțelept, felul în care va alege deciziile care vor aduce binecuvântare în urma felului în care omul a hotărât să facă, prieteniile care le încheie, relațiile care le întreține. Am vorbit despre familia înțeleptului, despre economia înțeleptului, despre modul în care banii trebuiesc agonisiți, controlați, împărțiți. Ne-am oprit puțin în dreptul suferințelor înțeleptului, fiindcă nu este om pe pământ care să nu guste durerea și necazul. Și în penultima lecție am vorbit despre caracterul înțeleptului, despre natura nouă și atributele sfinte care le primește un om care umblă în părtășie cu Dumnezeu prin Scripturi și sub călăuzirea Sfântului Duh. Chiar dacă ne-am folosit în mod aproape absolut de versete din Cartea Proverbelor, aceleași principii, aceleași trăiri se regăsesc în sistemul Noului Testament, reluate cu alte versete, fiindcă Dumnezeu este același și planul Său a rămas pe rol. Doar că atunci unele lucruri erau doar niște aspirații, iar în Noul Legământ ele sunt niște realități. Asta nu înseamnă că în Vechiul Testament Dumnezeu nu a avut oameni sfinți. Dimpotrivă, Scriptura este plină de astfel de cazuri. Dar acum, pentru dispensația Harului de după Rosalii, Dumnezeu ne-a încorporat și ne-a încadrat și pe noi neamurile în aceste hotare binecuvântate ale voii și îndurărilor sale. Vorbind despre mântuirea înțeleptului, notăm că înțelepciunea adevărată îl descoperă pe Dumnezeu, dar și voia sa, oferind totodată ascultare și împlinire. Iată ce scrie în capitolul 3, de la versetele 33 la 36. Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvintează. Când are a face cu cei batjocoritori, își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă har. Așadar, după ce îi tratează diferit, în funcție de înțelepciunea sau nebunia lor, rezultă, versetul 35, înțelepții vor moșteni slava, dar partea celor nebuni este rușinea și, sub acest aspect, una veșnică. Slava lui Dumnezeu este rezervată înțelepților, căci El este mai întâi de toate și în mod desăvârșit singurul înțelept și singurul fericit. Să nu uităm că efectul final al tuturor lucrurilor va fi veșnic. Dacă noi trebuie să abordăm neprihănirea și efectele binelui și răului și în raport cu viața aceasta, nu trebuie niciodată să pierdem din vedere că efectul final va fi veșnic. Aici, în capitolul 22, versetul 8, este prezentat un principiu care pentru vremea agricolă de atunci era foarte clar și foarte la îndemână. Cine seamănă în nelegiuire, nelegiuire va secera și nu iau nelegiuire lui, este gata. Și acest principiu își găsește o reluare mai dezvoltată în Epistola către Galateni și vreau să citim din capitolul 6, versetele 7 și 8. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, ce seamănă omul, aceea va secera.
Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică. Și dacă vă amintiți, înțelepciunea chema oamenii să toarne peste ei din Duhul Său. Deci, mântuirea sau putrezirea sau pierzarea vor comporta elementul veșniciei. Cum spune și profetul Daniel, unii se vor scola pentru viață veșnică, alții pentru ocară și rușine veșnică. Chiar dacă în Vechiul Testament mențiunile referitoare la înviere și viața veșnică sunt foarte puține și, în general, chiar cele care sunt indirecte, totuși și ei aveau foarte clară ideea veșniciei. Sub tematica aceasta a mântuirii veșnice a înțeleptului, vom împărți lecția în două. Mai întâi, dobândirea mântuirii și, în a doua parte, legislația mântuirii. Scriptura pune problema căutării mântuirii, atât în Vechiul cât și în Noul Testament. Înțeleptul caută mântuirea. Înțeleptul își prețuiește sufletul. Nu este indiferent de ceea ce se întâmplă. Omul înțelept nu va spune ce se alege de toți, va fi și de mine. Au studiat alții. Voi face ce îmi vor spune alții. Înțeleptul se preocupă. Iată ce scrie în capitolul 14 al cărții Proverbelor, capitolul 14, deci versetul 27. Frica de Domnul, adică înțelepciunea, este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții. Deci înțeleptul se interesează de viață și dă curs acestui izvor până când debitul se va mări și se va forma un râu imens și apoi un ocean infinit. Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei. Și unde este mai actual gândul veșniciei dacă nu în mintea înțeleptului? Adăugăm și 19 cu 8. Cine capătă înțelepciune, își iubește sufletul. Cine păstrează priceperea, găsește fericirea. Deci, înțeleptul prețuiește lucrurile spirituale, fiindcă cele care nu se văd sunt veșnice. Nebunul sau copiii la minte iau seama doar la ceea ce se vede, la ceea ce este iminent, pierzând din viziune veșnicia viitoare sau chiar neavând deloc viziune, le lipsește orizontul. De aceea, fiți interesați de viața dumneavoastră. Și nu credeți că interesul se rezumă la a fi botezați și a participa în mod sporadic la slujbele unei biserici. Interesul înțeleptului pentru viața veșnică se va extinde prin căutări în timp, prin căutări profunde, prin studierea Scripturilor, prin rugăciuni și meditație sfântă. Se va lăsa călăuzit de Dumnezeu ca să zărească bine ușa veșniciei și să aibă o intrare slobodă pe porți încetate. Fiți preocupați de mântuire. Revin la capitolul 1, la începutul cărții Proverbelor, și citesc de la versetul 32. Căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Ei n-au grijă, nu au teamă și pe toate le lasă în voia sorții. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă. Deci, după ce te-ai interesat, poți să stai liniștit. Dar nu stai liniștit până nu te-ai uitat pe mersul trenului și măcar pe panoul din gară și stai liniștit, că doar o să fluiere trenul când vine. El fluieră, dar și pleacă atunci când își are orarul. Tu fii interesat dacă ți-ai scos bilet și ești încadrat din punct de vedere al pregătirii necesare, poți să stai, dar cu ochii pe ceas.
Stai liniștit, nu trebuie stresat. Dacă mai e un sfert de oră până vine trenul, păstrând comparația, să zici, vai de mine, dacă nu mai vine. El vine cu atât mai mult, Domnul nostru vine. Dar noi să-L așteptăm făcând pregătirea necesară. Apoi 21:21. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, valorile sfinte, găsește viață, neprihănire și slavă. Amintiți-vă de cuvintele Mântuitorului. Și El păstra această idee că de fapt de la El vinea. Să căutăm cu interes mântuirea, dar să o căutăm în parametrii Scripturilor, în sfințenie, în neprihănire. Nu doar în a scăpa de mânia viitoare. Sau nici măcar prin a fi interesați de ce are Dumnezeu prin ceruri. Decât să stăm în pasivitate, în moartea a doua, cu sau fără chin veșnic, mai bine să facem o incursiune în enciclopedia veșnică a lui Dumnezeu. Nu doar sub acest aspect, ci sub aspectul dorinței de sfințire. Vrem să fim mântuiți, nu doar în a scăpa de moarte, ci în a scăpa de păcat, în a ne fi schimbată viața și a dori lumina după ce se va face pentru veșnicie dimineață și zi. Și 22:4, ca o rezultantă a căutărilor noastre, răsplata smereniei, a fricii de Domnul, puteți substitui a înțelepciunii, este bogăția, slava și viața. Chiar viața veșnică. Deci, înțeleptul caută sincer și profund mântuirea. S-a observat chiar în locuri unde n-au fost credincioși. Cei interesați s-au dus în altă parte cu mijloacele care le-au avut la îndemână, au studiat și au găsit, căci Domnul spunea, cine caută, găsește, dar cine nu caută, chiar dacă găsește, nu prețuiește sau nu păstrează. După ce înțeleptul caută, el ajunge să cunoască. Înțeleptul are cunoașterea mântuirii sau află mântuirea. Iată ce scrie în capitolul 15, versetul 24. Pentru cel înțelept, cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților, care este jos. Sub imaginea noastră, cu cerul deasupra, chiar dacă universul nu are dimensiunile obișnuite nouă, ci este infinit, dacă ar fi să realizăm geometric drumurile noastre, calea înțeleptului, ea duce în sus. Păzindu-l de sensul invers, care duce în jos, spre locuința morților. După ce află drumul, merge pe el. Dar doar înțeleptul merge pe această cale. Și versetul 33 tot de aici. Frica de Domnul este școala înțelepciunii. Și smerenia merge înaintea slavei. Înțeleptul, după ce află calea, învață să meargă pe ea. Am făcut cândva comparația, evidențind diferența, dintre cei care cheamă oamenii la mântuire, de exemplu la un serviciu de evangelizare, și doar îi înscriu, veniți la Iisus și cam la atât se rezumă tot subiectul lor. Ce diferență între o simplă chemare cu sau fără înscriere, chiar dacă este reală și autentică, și o învățare deja a primelor lecții. Un predicator spunea la o evangelizare, nu vreau doar să vă înscrieți la școală, dacă toți suntem adunați, vreau să și facem o lecție.
Să și scrieți ceva deja în caiete. Înțelepții studiază și astfel parcurg, alergând traseul pe calea vieții. Este ca o școală. Domnul Hristos este un învățător. Noi suntem considerați ca niște elevi, sau ținând cont de practica vremii antice, sau chiar de faptul că încorporează și ideea de practică. Noi suntem niște ucenici. Citesc și 17:20. Cel cu inima prefăcută, deci care nu este sincer, este viclean, urmărește un alt scop, nu găsește fericirea. Și cel cu limba stricată cade în nenorocire. Deci, oamenii aceștia, chiar dacă ar fi aduși până în punctul de plecare în mântuire, ei nu rămân pe calea mântuirii. Ei pot fi comparați eventual cu sămânța căzută lângă drum. Aude, nu înțelege. Cu cea căzută pe stânc. Se duc până la prima stație și dacă acolo există un pericol, fac cale întoarsă. Sub ideea aceasta, vreau să înțelegem ceea ce spunea Domnul în Matei 11 cu versetul 25 și să facem separarea între înțelepciunea umblării pe calea Domnului și înțelepciunea veacului acestuia care nici măcar nu găsește calea Domnului. În vremea aceea Iisus a luat cuvântul și a zis: Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți. Aici este vorba de priceperea lumii. De exemplu, în domeniul politic, în domeniul diferitelor științe, oamenii au înțelepciune, dar nu găsesc cărarea care duce la cetatea vieții. Fiindcă ei o caută, de exemplu, astăzi în laboratoarele de știință, descifrând codurile și secretele ADN-ului, în loc să caute secretul vieții la biserică, prin pocăință. Ca și cum problema morții ar fi o problemă de ordin tehnic. S-a defectat ceva și trebuie doar să mai îl cuplăm cu o siguranță. Nevăzând că drumul pe care merge omul este rău. Că doar Dumnezeu a blocat intrarea la pomul vieții după ce omul a păcătuit. Ar fi fost simplu să-l lase să guste. Dar să trăiască veșnic în stare de păcat, n-ar fi avut niciun farmec și ar fi distrus universul întreg cu vremea. Ceea ce Dumnezeu, evident, nu concepe și nu îngăduie, El este în control. Continui din la versetul 26, citând cuvintele Mântuitorului. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Deci așa e calea ta. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul, care este de fapt însăși calea, afară de Tatăl, tot astfel nu cunoaște nimeni de plin pe Tatăl afară de Fiul și aceluia care avea Fiul să îl descopere. Și apoi Mântuitorul lansa invitația: veniți la mine. Exact cum face invitații repetate înțelepciunea: veniți la mine și voi turna din Duhul meu peste voi. Vă voi face să înțelegeți. Noi, în finalul omenirii, dacă vom fi parte din noi, părtași la ultimele evenimente, spune Scriptura în Cartea Apocalipsei, capitolul 13, versetul 18, vorbind în mod concret despre înțelepciune. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul este 666. Deci nu sunt inteligenți, dacă ar fi să rămână ideea asta, nu știu, cea finală cu microchipul, nu sunt inteligenți cei care l-au conceput, sunt inteligenți cei care nu-l acceptă. Aici este înțelepciune. Să afli secretele mântuirii, să afli căile Domnului, să umbli pe ele, să fii înțelept, să poți rezista uneltirilor înțelepciunii demonice și a felului în care el s-a infiltrat în umanitate.
După ce ai aflat mântuirea, ea trebuie mărturisită. Nu se poate concepe ca cineva să știe și să nu spună și la alții. Iată ce spune în Proverbe 18:7. La acest capitol și nebunul strâmbițează ideile și aici nici înțeleptul nu trebuie și nici nu poate să tacă, n-ar fi înțelept. Înțeleptul nu vorbește întotdeauna doar să se afle în treabă. Dar mântuirea nu poate să o treacă sub tăcere. Ea trebuie vestită. Gura nebunului îi aduce pieirea și buzile lui sunt o cursă pentru suflet. Deci, din vorbire, el își introduce sufletul în închisoare și îl prinde singur. El se învinovățește, evident cu ajutorul conștiinței, al cugetului, care îl judecă. Și continuăm de la versetul 20. Din rodul gurii lui își satură omul trupul, din venitul buzelor lui se satură, moartea și viața sunt în puterea limbii, oricine o iubește îi va mânca roadele. Omul își aduce pieirea prin mărturisirea nebuniei lui și omul trâmbițează viața veșnică și cheamă pe alții la mântuire vestind viața. De aceea apostolii spuneau, noi nu putem tăcea, chiar dacă au fost amenințați. Nu este corect să tăcem, căci prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Prin mărturisirea cuvântului în alții se naște credință. Prin vestirea Evangheliei și a tainelor sfinte, alții devin înțelepți, află cărarea vieții. Deci, rețineți și această idee. Dacă ați aflat mântuirea, tot ceea ce este corect și curat, spuneți și altora. Asupra lucrurilor care nu aveți încredințare, care nu sunt sigure, care nu sunt extrase în mod fundamental din Biblie, tăceți. Până vom fi sau veți fi luminați. Dar cât despre lucrurile care le știți și ne sunt clare, spuneți-le tuturor. De ce să spună nebunul una din nebuniile lui, când timpul poate fi acoperit și înfrumusețat printr-o mireasmă de vestirea cuvântului, chiar dacă e de la moarte spre moarte, dar dea Domnul să fie de la viață spre viață. După ce a aflat mântuirea și o propovăduiește, înțeleptul rămâne statornic în mântuire. Statornicia rezidă din păzirea cuvântului. Iată ce scrie în 19:16. Cine păzește porunca, își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Chiar dacă ai aflat calea, dacă nu ești atent, poți să mori. Degeaba ești pe drumul cel bun, dacă nu conduci cu prudența înțelepciunii, poți să te abați și să ajungi în afara carosabilului, fizic vorbind, sau în afara căii lui Dumnezeu. Vegherea, adică păzirea poruncilor, atenția mărită. Vegherea se desfășoară în rugăciune și în studierea repetată. Și atunci te verifici dacă ai păzit sau nu în timpul care a trecut. Citesc și versetul 3, tot din 19. Nebunia omului îi sucește calea, deci omul nebun iese din drumul drept și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Uite, unde am ajuns, poate au venit pedepse peste el, poate a păcătuit. Căile drumului sunt drepte, nu Domnul l-a ispitit. El în nebunia lui s-a dus pe o cale întortocheată, s-a abătut din drum și apoi alții sunt de vină. Noi suntem de vină. Nu ne poate abate nimeni din drum.
că nu îngăduie Dumnezeu. Nu dați vina pe nimeni. Nebunul va găsi pe alții responsabili. Ceilalți sunt vinovați. El este vinovat. Nu înseamnă că dacă soțul tău s-a supărat și a devenit brutal, trebuie și tu să te cerți. Și apoi să cârtești, păi Doamne, uite ce s-a întâmplat. Trebuia găsită o metodă de prevenire sau dacă nu de răbdare, în așa fel încât să nu găsim justificare la păcat, ci mai degrabă suport la neprihănire. Citesc și 26:11. Cum se întoarce câinile la ce a vărsat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Iată ce comparație dezgustătoare. Să comiți din nou o greșeală veche. Lucrurile de care te-ai lepădat, să le îmbrățișezi iară. Să comiți aceleași greșeli ca și în trecut. Și capitolul 28:14. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Fiți cu ochii în patru, cum spunea Domnul evreilor pe drum. Tot timpul, prudență maximă. Nu vă împietriți, nu vă blocați, că este ca și cum vi s-ar bloca volanul. Și depinde unghiul în care a apucat. Fii maleabil, înduplecător, nu te răzvrăti și rămâi în permanență pe cale, chiar dacă este greu, chiar dacă cere o disciplină severă, că doar așa va fi fericit de tine. Pe calea mântuirii ca la școală. Dacă ești atent la lecții, îți faci temele, un profesor normal nu-ți va cere ce nu ți-a predat și nu scrie în carte. Nici nu va socoti că nota 10 e numai acelui care a scris manualul și nouă profesorului. Îți va da cât meriți. Dar dacă nu te prea doare capul de școală, mai lipsești, socotind că ce mai poate copia, s-ar putea să vezi că scad mediile și unii chiar să nu mai treacă clasă. La fel este și în pocăință. Cine se ține de treabă, o să ia și premiu. Nu spune Scriptura să ne luptăm pentru premiu. Ceilalți, pe acolo, fiecare de la 10 în jos până la mediocritate. Iar alții, cu speranță în rocorigență luată în mod târziu. Nu întotdeauna reușim noi să ne păstrăm fără greșeală pe cale. Hai să fim sinceri. Uneori intervine câte o greșeală. În aceste condiții, ce face înțeleptul? Înțeleptul acceptă mustrarea și recurge urgent la corecție, la îndreptare. Iată ce scrie în 15:32. Cel ce leapădă certarea își disprețuiește sufletul. Dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Deci nu fi indiferent când ți se face o sesizare, că-ți bagi joc de sufletul tău. Este ca și cum ai fi cu o roată de strânse pe drum, altul te-ar semnaliza și tu ai spune, ce-i treaba ta, nu mai complic să mă mai opresc cu mașină, mă dau jos de la volan, cât de bine stau eu aici. O să vezi că nu o să mai stai mult, când o să rămâi cu 3 roți în loc de 4. Dă-te jos, oprește, chiar dacă întârzi, strânge zoanele ca atare și du-te mai departe. Acceptă mustrarea, că e vorba de sufletul tău. Nu-ți fie tot una, dacă te plouă în casă, spunând că nu-i problemă, câteodată plouă în pod. Dar dacă se duce protecția acoperișului, o să ajungă apa și în casă. Și 28:13, s-ar putea să nu se sesizeze cineva greșelile, să fie gata să te corecteze. Va trebui tu însuți să-ți faci verificările. Și în mod special când te rogi, sau când asculți predica, Dumnezeu te luminează. Să-ți vezi propria vinovăție. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Este ca și cum s-ar apărea mărturia la bord, că ceva nu funcționează bine la mașină, pe drumul tău. Și tu să iei siguranța, să nu mă mai deranjeze la imagine. Într-o zi defecțiunea sau la un moment dat se va agrava și vei rămâne în pană.
Mai degrabă intră la service dacă singur nu poți să o repare. Vino la mărturisire. Cere ajutorul celor în competență. Și nu te duc cu problema în ideea că se rezolvă de la sine. Nu se rezolvă. Defecțiunea trebuie reparată. Abaterea trebuie îndreptată. Cu pedeapsă sau fără, în funcție de gravitate. Așa stând lucrurile, vreau să recapitulăm aceste trei subpuncte. Înțeleptul este un căutător asidu al mântuirii. Înțeleptul află mântuirea, ajunge la cunoașterea sfântă și stăruiește în aceste adevăruri, într-o veghere permanentă. Iar în final, vreau să notați că verificările le face Dumnezeu și pe traseu și în final. Iată ce scrie în capitolul 15, versetul 3. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Dacă ar fi omenirea conștientă, declar viziunea divină de omniprezența atotputernicului Dumnezeu. El vede ce se întâmplă și ce urmează după asta. Versetul 9, tot de aici. Calea celui rău este urâtă Domnului, adică el îți vede traseul, aceasta înseamnă calea. Dar el iubește pe cei ce umblă după neprihănire, chiar dacă nu au obținut încă perfecțiunea. Ei tind spre o sfințenie din ce în ce mai mare. Și versetul 11, chiar dacă cineva a murit, la Dumnezeu evidențiile nu trec într-o arhivă care se distruge după un anumit număr de ani. Locuința morților și adâncul. Locuința morților este locul de depozitare a celor care au trăit și nu mai sunt, iar adâncul, locul de arest al demonilor. Sunt cunoscute Domnului. Dumnezeu știe tot ce a făcut orice om și orice înger care a căzut. Cu cât mai mult inimile oamenilor, adică viețile noastre, a celor care suntem în viață și suntem în permanență și în mod actual sub privirile lui Dumnezeu, ne știe, căci înaintea celor care avem de-a face totul este gol și descoperit. Și hai să fim sinceri, oameni mari uneori, pocăiți de ani de zile, trăim uneori cu ideea că nu ne vede Dumnezeu. Și dacă am vedea numai un înger lângă noi, vă spun că așa am sărit în poziție drept și ne-am îndrepta și ne-am oprit poate dintr-o vorbire mai ușoară sau mai repezită. Dar de ce n-ar fi corect să fim conștienți că Dumnezeu oricum ne vede? Am trăit mai cu teamă de Dumnezeu și asta ar denota înțelepciune. Ca urmare a verificărilor făcute de Dumnezeu, vă citesc 16:4. Domnul a făcut toate pentru o țintă. Aceasta nu înseamnă predestinare absolută. Chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Deci nu Dumnezeu a pregătit întâi nenorocirea. Întâi omul face răul și apoi îl așteaptă nenorocirea. De aceea, să știți că Dumnezeu va face o judecată care va fi dreaptă. Merită să umblăm în lumea aceasta cu teamă și responsabilitate. Bine și încheia înțeleptul sfaturile din cartea Eclesiastului. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și vor fi analizate și cele bune și cele rele și se va da verdictul într-o zi. Ce har că cele rele pot fi șterse de sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și putem trăi o viață nouă prin El. Doamne, ajută-ne! Fiți înțelepți! Spuneam că voi puncta câteva lucruri despre ceea ce eu am numit legislația mântuirii, codul după care se va proceda în vederea instalării împărăției lui Dumnezeu. Mai întâi noi avem un statut vremelnic. Dumnezeu privește la un copil al său aici, pe pământ. După care murim și noi la o vârstă aproximativ cu acelor păcătoși, 70-80 de ani. Statutul nostru îmbracă apoi o altă formă, fiindcă vom purta un alt trup după înviere și vom avea un statut veșnic. Înțeleptul își acceptă și statutul actual și în același timp nu se îndoiește de statutul viitor.
Să privim la evoluția vremelnică de aici a celui mântuit. Proverbe 27:18. Cine îngrijește de un smochin va mânca din rodul lui. Și cine își păzește stăpânul va fi prețuit. Evoluția omului spiritual înțelept, mântuit, în creștere. Ca un pom spre maturitate. Și puțin în urmă, în capitolul 8, versetul 9, avem aici câteva aprecieri asupra felului în care trebuie să se dezvolte viața noastră spirituală. Să creștem dacă ne tragem seva din Dumnezeu ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui. 8:9. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. Știi ce ai de făcut? Faptele sunt rânduite să umbli în ele. Procesele prin care treci, vremea în care trăiești, nu-ți este peste putere. Știi cum să te comporți, chiar dacă ai trăit vremea fiarei din Apocalips. Aici înțelepciunea rezolvă problema. Toate sunt lămurite. Versetele 19 la 21. Rodul meu, adică al înțelepciunii, este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Venitul înseamnă realizarea în timp, ca un salar care e permanent. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să dau adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu visteriile. Tu mergi în creștere, în dezvoltare și îți cunoști destinul. Îți știi rostul în lumea aceasta. Ca Pavel, care și-a înțeles chemarea sa, apostolia care a făcut-o, și apoi se apropia de final și trăia cu nădejdea atât de vie în mintea lui, că după o pauză rânduită de Dumnezeu, va învia și va intra în împărăția lui Dumnezeu, continuând să trăiască alături de Domnul. Dar chiar în viața aceasta, vorbind despre ea, Dumnezeu i-are în vedere pe copiii săi. N-avem numai făgăduințe viitoare, evlavia este folositoare în orice privință. Și pentru viața de aici, și pentru cea viitoare. 11:31. Iată, adică priviți imaginea asta. Cel neprihănit este răsplătit pe pământ cu cât mai mult cel rău și păcătos. Răsplățile încep de aici. Dumnezeu îi are în vedere pe copiii săi. Îngrijește de ei. Ei văd binecuvântarea Domnului, răsplata Domnului în viața lor, harurile Dumnezeului nostru. Și peste cei răi încep unele pedepse de aici, nu doar în iazul de foc. Unii suportă de aici pedeapsa vinovăției lor. Este o prefațare, un preambul a celor viitoare. 14:19. Cei răi se pleacă înaintea celor buni și cei nelegiuiți înaintea porților celui neprihănit. Chiar aici Dumnezeu devansează pe cei răi și te sprijinește făcându-ți trecere în fața lor. Și 32. Cel rău este dobărât de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar și la moarte trage nădejde. Și un ultim subpunct, statutul veșnic, viața viitoare, în 3:35 scrie așa, un verset care l-am citit și la început. Înțelepții vor moșteni slava, iar partea celor nebuni este rușinea. Iar în 11:21 este întărită această decizie, hotărât. Și când Dumnezeu i-a spus lui Adam hotărât, hotărât a rămas. Cel rău nu va rămânea nepedepsit, dar sămânța celor neprihăniți va fi scăpată. Și dacă vreți, sămânța celor neprihăniți este însăși sufletul lor, că este semănat în putrezire, asta înseamnă că e o sămânță, și înviază neputrezire, nu piere, se ridică la viață. Și 26:1, o imagine plastică, repet iar în mod special pentru vremea de atunci, a răsplăților lui Dumnezeu. Cum nu se potrivește zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun.
Deci nu i-ar sta bine nebunului în rai. Nici n-ar ști cum se comporte, nici n-ar vrea să se comporte frumos. Dar înțeleptului îi stă frumos corona mântuirii pe cap. Că el o acceptă ca din partea lui Dumnezeu și ca cei din Apocalips o pune la picioarele celui care i-a dăruit-o. Acolo vom fi, cum spune Scriptura, totdeauna cu Domnul și măcar că în Apocalips avem doar o imagine pală de debut a lucrurilor sfinte, putem totuși să ne dăm seama că vom sluji, vom activa în prezența lui Dumnezeu. În 29 cu 27, păstrând aceeași imagine cu nepotrivirea, scrie: omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți. Dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi. Deci dacă ar fi vreun nebun printre înțelepți, ar fi un lucru nepotrivit și chiar neplăcut, fără gust. Și iarăși, dacă un sfânt ar ajunge între cei răi, s-ar simți stânjeniți de albeția hainelor lui. De aceea cei sfinți își vor avea loc în închinare înaintea lui Dumnezeu, că ceilalți nu pot fi acceptați în slujire. Rugăciunea celui rău este o scârbă, dar strigătul celui fără prihană, lauda celui credincios, este plăcută Domnului. Dumnezeu va fi înconjurat în a guverna universul de îngerii aleși, rămași fideli, și de oamenii care au primit înțelepciunea lui Dumnezeu și împreună cu toți va guverna cosmosul pentru eternitate. Un nebun ar străca armonia, ar da o comandă greșită la computerul cosmosului și s-ar afecta lucrurile. Și închei cu două idei scurte, punctând foarte mult pe înțelepciune. Nu vreau să deplasăm centrul de greutate din adevăratul și realul lui loc. Înțeleptul nu va fi mântuit prin acumularea de idei teologice în minte, ci prin umblarea în neprihănire. Iată ce scrie în 21:16. Omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Nu-i de dorit să dorme acolo. Deci nu care n-are ideea căi înțelepciunii, cel care se abate, e vorba de trăire. Și 28:26, în completare, să nu se creadă cineva înțelept. Și să ne subordonăm rațiunea și întreaga noastră inteligență în fața lui Dumnezeu prin Scripturi. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Deci, să nu te încrezi în inima ta, dar totuși să umbli în înțelepciune. Căci înțeleptul este smerit și se subordonează în mod total lui Dumnezeu. Și umblând pe călarea înțelepciunii, vom ajunge la porțile veșniciei și Dumnezeu ne va primi în slavă. Doamne, deschide poarta pentru noi și nu ne lăsa afară cum vor fi ținuți unii și nu vor mai fi acceptați niciodată. Deși ei au idee de calea mântuirii, dar n-au umblat în sfințenie și neprihănire. Și încheiem acest studiu din Cartea Proverbelor. După ce v-am reținut aproximativ 10 ore, dar ce sunt 10 ore? La câte zile am trăit noi până acum, nu? Nici măcar o zi întreagă. Le încheiem cu strigarea înțelepciunii din capitolul 9, de la versetele 10 la 12. Chemarea înțelepciunii rămâne deschisă. Nu știu cu câte puncte a mai crescut înțelepciunea noastră pe parcursul acestor studii, dar lista rămâne deschisă și Dumnezeu încă dă cu mână largă
înțelepciune și fără mustrare, să o cerem cu credință și în sinceră inimă. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor mulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Cât? Se vor tot mări până se va acumula o veșnicie. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept, e o chestiune individuală. Dacă ești bajocoritor, tu singur vei suferi. În veșnicia viitoare nimeni nu mai suferă, nici Dumnezeu, nici Hristos care a suferit pentru noi, nici tata, nici mama, nimeni nu mai suferă dacă vei rămâne nebun. Tu singur. Pierzarea și iadul este o suferință solitară, pe când fericirea este o bucurie împărtășie comună. Doamne, dă-ne-o și acceptă-ne, îmbogățește-ne și sprijinește-ne. Noi vrem, ajută-ne, amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de păstorul Iosif Anca.